Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Vă invit, frați și surori, stimați prieteni, în această frumoasă seară, când suntem aici cu Domnul, împărtășia frățească, să deschideți Scripturile, Biblia, Cartea lui Dumnezeu, care este compusă din 66 de cărți. Să o deschidem în a doua carte, capitolul 12, respectiv Exod. Exodul, capitolul 12, și să citim împreună, pentru slava Domnului și pentru învățătura noastră, versetul 26. Și când vă vor întreba copiii voștri, ce însemnează obiceiul acesta? Amin. Frați și surori, vă invit să vă ocupați locurile. Încă o dată, în numele Mântuitorului Iisus Hristos, avem bucuria să vă salutăm pe toți și pe cei care ați ajuns mai târziu, oamenii lui Dumnezeu care îl căutați pe Domnul, care căutați neprihănirea și care ați primit provocarea din partea Domnului să vă pregătiți inima pentru cer prin pocăință față de păcat și prin credință față de Mântuitorul Iisus Hristos. Pe toți vă salutăm, dar îngăduiți-mi să salutăm în numele Domnului și pe cei care sunt cu noi online, undeva pe suprafața pământului, sunt în fața unui computer și împărtășesc împreună cu noi bucuria de la Betania. Dumnezeu să vă binecuvinteze! În această seară, în ciclul de lecții biblice, întrebările Bibliei, am ajuns la lecția numărul 11, care se intitulează Ce înseamnă obiceiul acesta? În această seară, frați și surori, mă rog Domnului să binecuvinteze acest cuvânt și de asemenea mă rog Domnului să vă dea dumneavoastră dorința necesară să vă concentrați la cuvântul Domnului și să-L ascultați cu plăcere, ca pe cuvântul lui Dumnezeu. Să-L ascultați cu bucurie, ca pe cuvântul care este trimis de Domnul să zidească sufletește, să producă stabilitate și siguranță în inimile noastre. Obiceiul este manifestarea constantă a unui comportament care oferă unui individ o anumită particularitate, un anumit specific. Viața noastră este dominată de obiceiuri, de care majoritatea timpului nici măcar nu suntem conștienți. Obiceiuri mai mari sau mai mici, de pildă, cu care pantofi ne încălțăm primul. În ciuda faptului că facem aceasta cel puțin o dată în fiecare zi, acceptați să vă mai pun încă o dată această întrebare. Știți cu care pantofi vă încălțați primul? Vă asigur că întotdeauna încălțăm același picior primul. Dar cei mai mulți dintre noi nu știm care este primul picior pe care îl încălțăm primul, deoarece o facem din reflex. Obiceiul este un reflex. Este un automatism care s-a fixat și pe care îl facem independent de domeniul conștient. Aș vrea să privim în primul rând la acest concept, obiceiul, la acest cuvânt, la această realitate. Și în primul rând să explicăm conceptul. La naștere, copilul are câteva instincte. Respiratul, clipitul, suptul și plânsul. Dincolo de acestea, copiii nu au obiceiuri, nici bune, nici rele. Ei nu știu nimic, nici corect, nici incorrect. Ei nu fac nimic, nici bine, nici rău. Copilăria este timpul în care se formează obiceiurile, adică tiparele de gândire care se manifestă prin comportamente.
Copilăria este timpul în care se formează deprinderile. Prin repetiție, ele devin mod de viață și conturează personalitatea fiecărui om. Specificul acestor obiceiuri depinde în cea mai mare măsură de doi factori foarte importanți. Primul dintre ele este zestrea nativă, genetică, cu care ne naștem, adică temperamentul. Doi, este zestrea dobândită prin educație. O educație care formează omul în primii ani de viață, adică caracterul. Maniera de a acționa sau de a reacționa într-un anumit fel în situațiile vieții se numește obicei. Obiceiul este un anumit fel de manifestare, de comportament în viața unui om care devine reflex, devine un automatism de comportament, un șablon de comportament care se manifestă independent de gândire și independent de voință, controlând și impunând modul de viață al unei persoane. Obiceiurile devin specifice în viața unui om, de aceea un om este unic în generația lui, deoarece are obiceiuri specifice, acestea fiind suma celor înnăscute, temperamentul, cu cele dobândite, caracterul. Obișnuința economisește o mulțime de timp și energie, deoarece ea implică un sistem de judecată și de voință. Dacă atunci când facem ceva în mod conștient, ne concentrăm la ceea ce facem și ne gândim bine, atunci când facem ceva din obicei, nu ne mai concentrăm și nu ne mai gândim bine, pentru că obiceiul este un comportament salvat în memorie și este pus nu pe manual, ci este pus pe automat. Aceste obiceiuri specifice separă persoanele unele de altele, făcându-le diferite, ca și numele lor. Care sunt caracteristicile esențiale ale unui obicei? În primul rând, repetarea stereotipă, mecanică, a acelorași secvențe, a acelorași mișcări și în aceeași ordine. Un obicei în viața unui om devine un mecanism automat care se repetă ori de câte ori este nevoie, fără ca omul să îl producă în mod conștient și să îl controleze în mod conștient. Vreau să vă dau un exemplu banal. Când se va termina serviciul divin, fiecare dintre dumneavoastră veți pleca acasă. Eu vă asigur că nu vă concentrați la drum. Pur și simplu vă treziți acasă. Mi se întâmplă deseori să vreau să merg la cineva în vizită. Și tot gândindu-mă la problemele mele, uneori mă trezesc la biserică. Și când ajung la poarta bisericii spun, wow, dar eu n-am vrut să vin la biserică, eu am vrut să merg în vizită la fratele cutare. Iată dar, automatismul venind în fiecare zi la biserică de cel puțin 2-3 ori, s-a fixat în mintea mea un drum. Și independent de voința mea, dau semnal dreapta când ajung la octen, dau semnal stânga când ajung în fața bisericii și lucrul acesta se întâmplă automat. Nu mă concentrez deloc la aceasta, pentru că nu fac pentru prima oară, ci a devenit un obicei, un automatism, un mecanism. 2. Manifestarea unui obicei este absolut constantă și este neschimbătoare, fiind declanșată de un semnal senzorial, adică de ceva ce vezi, de ceva ce auzi, simți, pipăi sau miroși, care pune în mișcare un comportament automat care se desfășoară întotdeauna în același fel. Permiteți-mi să vă dau un exemplu din lumea animală. Curca, spun oamenii de știință care studiază păsările, este o pasăre care are un automatism comportamental centrat pe ce aude. Pentru curcă nu este important ce vede, nici ce simte, ci
Simțul care determină tot ce face ea este auzul. Oamenii de știință spun că atunci când puii de curcă au croncănitul acela de sperietură, în curcă se declanșează imediat automatismul de a-i proteja. Și uitați ce au făcut oamenii de știință. Au făcut un dior, adică un animal care atacă păsările. Și au pus în el un casetofon. Un casetofon care face ca și puiul de curcă speriat. Și cu o ață l-au tras înspre curcă. Și casetofonul a început să facă zgomotul pe care îl face puiul de curcă când e speriat. Și dintr-o dată curca s-a dus la dior, la animalul ăla periculos pentru ea și pentru puii ei, și și-a pus aripile peste ea. Pe ea n-a interesat-o ce vede, ci pe ea a interesat-o ce aude. Și când a auzit ciripitul puiilor, ea s-a dus și a acoperit pe dușman, crezând că dușmanul este unul dintre puii ei. Fiecare dintre noi avem anumite automatisme de felul acesta. Am fost de multe ori în evangelizare cu grupul Speranța și am mers în foarte multe locuri și aproape în fiecare loc exista cam același repertoriu de cântări. Așa că într-un turneu de evangelizare, cântările acestea le auzeam de foarte multe ori. Era o cântare specifică pe care eu o cântau când chemam oamenii să iasă în față la pocăință. Ei bine, ori de câte ori aud cântarea aceea, văd oameni care vin în față. În mintea mea văd oamenii aceia. Ori de câte ori aud cântarea aceea, văd oamenii venind. Sigur că nu văd niciun om practic, fizic. Dar cântarea aceea declanșează un automatism, pentru că de prea multe ori am fost implicat în această experiență. Am citit în ziar despre o persoană care în luna aprilie a fost atacată de un om care a vrut să o omoare și să o violeze. Și a strâns-o de gât și de-abia a scăpat. A fost scăpată de niște trecători. În toți anii care au trecut, în luna respectivă din an, când ajungea în luna aceea, avea o senzație puternică de sufocare și de frică. Nu mai dormea nopțile, era foarte stresată. Și luna aceea, în toți anii din viața ei, au devenit un chin. Așa se formează obiceiurile. Fiecare dintre noi, când auzim cuvântul casă, ne gândim la casa în care am copilărit. Când auzim cuvântul mamă, o și vedem pe mama care ne-a crescut. Când auzim cuvântul cine mai știe ce, când auzim un zgomot, un cuvânt, o vorbă spusă, imediat în mintea noastră se declanșează un automatism. Viața unui om este condusă de obiceiuri. Și fiecare om este ceea ce îl face obiceiurile pe care le are. Pentru a înțelege ce este în spatele unui obicei, trebuie să apelăm la câteva cunoștințe elementare de psihologie și o să solicit atenția dumneavoastră și o să vă rog să fiți puțin mai atenți. Psihicul uman este structurat pe trei niveluri. Nivelul conștient, subconștient și inconștient. Nivelul conștient este forma superioară de organizare unde acțiunea se face în mod intenționat, cu bună știință, în baza unor informații pe care omul le are. Adică, dacă omul ajunge într-un loc și simte că acolo este un pericol, el decide să plece din locul acela. E o decizie conștientă, e o decizie voluntară, în baza unor informații pe care le-am cules prin senzație, prin percepție. Asta face mintea noastră, face domeniul conștient. Pe un om îl conduce conștientul lui, într-o oarecare măsură. Apoi, subconștientul se situează dedesubtul conștientului, exact cum spune și cuvântul,
Și el este sediul obiceiurilor. În subconștient sunt obiceiurile, iar obiceiurile nu sunt conștiente. Obiceiurile sunt automatisme. Nu sunt pe manual, sunt pe automat. Aici sunt obiceiurile și ori de câte ori un om ajunge într-o anumită situație, se declanșează un obicei. Intră pe pilot automat. Aduceți-vă aminte de avioane. Ele au posibilitatea să meargă pe pilot automat sau pe manual. Pe pilot automat, pilotul nu face nimic, ci partea tehnologică a avionului preia toate responsabilitățile. La aterizare, la decolare, este pe manual și atunci pilotul face asta. Ei, pilotul e domeniul conștient. Pilotul automat este subconștientul. Este locul unde sunt înmagazinate obiceiurile. Și ori de câte ori un om face ceva pentru prima oară, el face folosind domeniul conștient. Se concentrează, ia informații din mediu, le analizează și ia o decizie. Ori de câte ori face un lucru obișnuit, de pildă, când bem apă, câți dintre dumneavoastră v-ați gândit, stai să înghit? Pur și simplu înghițitul e un reflex, e un automatism comportamental. Pur și simplu ducem cana la gură și independent de voința noastră, ghirț, 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 înghițim. Câți dintre noi ne concentrăm ca să apăsăm pe dumicatul de pâine care îl băgăm în gură? Pur și simplu aruncăm pâinea în gură și în timp ce ascultăm sau ne uităm la ceva, mestecăm. Independent de voința noastră, e un automatism. Aceste automatisme sunt în subconștient, timp în care acțiunile conștiente sunt în conștient. Mai există și inconștientul, dar el nu face parte de subiectul nostru, de aceea nu amintesc nimic în legătură cu asta. De pildă, rostul unghiilor. Unii oameni au obiceiul să-și roadă unghiile. Cunosc și eu câteva mai aproape de mine, își rod unghiile. Este conștient sau inconștient obiceiul? Sigur că obiceiul e inconștient. Stă de vorbă cu tine și uită că e în public și începe. Nu spun acum dacă obiceiul ăsta este frumos sau nu. Vreau să vă dau un exemplu. Ce se întâmplă în mintea unui om atunci când el are o perioadă de slăbiciune spirituală și se implică în lucruri păcătoase, să zicem pornografie. Sau se implică într-un anturaj păcătos, unde vorbele sunt vulgare și glumele sunt proaste. Să zicem un tânăr din biserică, care este atras într-un anturaj la școală sau la serviciu, de un anturaj dubios, un anturaj vulgar, un anturaj lipsit de bun simț, lipsit de etică, de moralitate, și tânărul acesta vede imagini sau aude explicații murdare. Aceste informații se duc în domeniul conștient, pentru că mintea, când primește o informație, imediat o pune pe masă, crezând că stăpânul va avea nevoie de ea să o folosească. Când te vei culca noaptea, informația aceasta murdară va veni în vis și vei avea un vis murdar. Mâine de dimineață când te vei ruga, vei vrea să te rogi, dar în timpul rugăciunii îți va veni un gând murdar. De ce? Pentru că informația aceasta păcătoasă îți este în domeniul conștient. Ce să faci să scapi de ea? Să nu o repeți. Să spui, Doamne, iartă-mă pentru lucrul acesta, nu vreau să-l mai fac, și să nu te mai implici deloc în imagini de genul ăsta sau în cuvinte de felul ăsta, în informații de felul ăsta. E mintea, văzând că într-o zi, două, trei, cinci, o săptămână, o lună, nu mai folosești informația asta, ea are capacitatea involuntară, independentă de voința noastră, să ia informația asta din domeniul conștient și să o coboare în subconștient. Și dacă o vreme mai lungă de o jumătate de an nu o mai folosim, o ia și din subconștient și o aruncă în basement, adică în inconștient. Dintr-o dată, informația aceasta nu-ți mai vine noaptea în vis. Și încep să ai vise curate și frumoase, poate cu Domnul Iisus, nu cu Bobby. Dacă vă mai aduceți întâmplarea cu Bobby. Dacă vă mai aduceți aminte de întâmplarea cu Bobby. Dar ce se întâmplă? Prima zi în care repeți ceea ce n-ai mai făcut de un an de zile, adică o imagine murdară sau un anturaj murdar, și mintea, ca și computerul, mai găsește în inconștient sau în subconștient o informație murdară similară pe cea cu care o vezi astăzi, culege tot din rafturile inconștientului și ale subconștientului și le aduce în domeniul conștientului și le pune pe toate împreună.
Și informațiile murdare de astăzi se asociază cu informațiile murdare din copilărie, de acum 20 de ani, și toate devin una. Și din nou ai vise murdare, și din nou ai gânduri murdare, și din nou la rugăciune îți vin în minte gânduri murdare. În felul acesta funcționează o minte de om și fiecare dintre noi avem una. Spun lucrurile acestea nu să vă impresionez, frați și surori, nici să filozofez și să fac pe deșteptul, dar spun lucrurile acestea pentru ca să înțelegem un pic mecanismul de gândire, să știm cum să procedăm și cum să izolăm lucrurile murdare pe care le-am înghițit vreodată în viață într-un moment de slăbiciune și să le lăsăm acolo în groapa inconștientului unde nu mai avem nicio relație directă cu ele. Sunt aruncate undeva într-o magazie și încuiate. Dar ori de câte ori mai vedem ceva care seamănă și sunt din aceeași categorie, imediat, printr-un automatism, independent de voința noastră, un agent al minții de judecată se duce repede și scormonește și dacă găsește ceva similar, îl adună, îl aduce în plan conștient că spune așa: oh, văd că stăpânul meu are nevoie de informații de genul ăsta. Oh, stai să mă duc să văd, nu mai găsesc, ba da, ba da, știu că am pus acolo într-un colț câteva. Și se duce și le adună pe toate și ți le pune pe masă. Și dintr-o imagine le mai ai și pe alea 1000 care le-ai văzut acum 10 ani. Dacă vrei să nu mai ai legătură cu tot ce ai văzut, ce ai auzit murdar în viață, ferește-te să mai auzi lucruri asemănătoare, pentru că mintea întotdeauna când auzi un lucru murdar, imediat se duce în subconștient și în inconștient și caută tot ce este similar și îl aduce și ți le pune pe masă zicând: aolo, stăpânul meu, văd că are nevoie de astfel de informații. În al doilea rând, frați și surori, aș vrea să privim puțin la criterii pentru formarea obiceiurilor. Cum se formează un obicei în viața unui om? Trebuie să menționăm că obiceiurile nu sunt doar morale și imorale, adică bune sau rele. Sunt și obiceiuri amorale, adică nu sunt nici bune, nu sunt nici rele. De pildă, obiceiul de a bea apă nu-i nici moral, îl fac toți oamenii, și sfinții și păcătoși. Și nu-i nici imoral. Obiceiuri culinare, de pildă, unul mănâncă mai sărat, nu înseamnă că e păcătos. Unul mănâncă mai iute, așa, mai spicy, asta nu înseamnă că e păcătos și nici că e sfânt. Astea sunt obiceiuri care au legătură cu mâncarea, sunt obiceiuri culinare care nu sunt bune sau rele în sine. Oamenii au tot felul de obiceiuri, personale, familiale, unii au obiceiuri să citească, unii au obiceiuri, sunt abonați la un anumit ziar, unii nu. Obiceiurile depinde la o persoană la alta. Astea nu sunt obiceiuri morale sau imorale, ci sunt amorale. Câteva exemple. În Germania era obiceiul să se sărute mâna femeilor, a doamnelor. Acest obicei s-a schimbat și nu mai există. Dacă un bărbat astăzi în Germania sărută mâna unei femei, pare dubios. Femeia aia se gândește: mă, dar ăsta ce vrea să-mi spună? Pentru că a fost obiceiul ăsta cândva și dacă un bărbat nu făcea asta, trecea drept lipsit de bun simț. Dacă acum îl face, trece drept un bărbat dubios. Iată dar, am predicat odată în Italia și probabil că sunt pe aici frați care au stat prin Italia o vreme. Și în general eu sunt o fire mai harismatică, gesticulez, însoțim mesajul verbal cu gesturi și mai fac tot felul de gesturi. Și nu știu cum tot am făcut, nu știu ce explicam, că am făcut așa. Și când am făcut așa, pentru oamenii din sală, din Italia, gestul ăsta înseamnă un gest foarte urât. Dar eu n-aveam de unde să știu că nu sunt italian. Numai numele mie de italian. Și când s-a sfârșit predica, a venit unul la mine și a spus: să nu te superi pe mine, dar știi ce înseamnă așa? Și am spus: nu înseamnă nimic. Ce, ba da, ba da, pentru noi înseamnă ceva. Și mi-a spus ce înseamnă. Și de atunci m-am tot ferit să mai fac gesturi de genul ăsta, pentru că nici nu știi ce înseamnă un gest într-o anumită cultură. Un misionar s-a dus într-un trib și a pus mâinile peste cineva și s-a rugat pentru el să se vindece, că era bolnav. În clipa aceea, toți oamenii din tribul acela au tăbărât pe el și l-au omorât. De ce? În tribul acela, o persoană care își punea mâinile peste cineva, acesta era obiceiul de a blestema un om. Și cine făcea așa trebuia omorât. Iată ce semnificație avea gestul acesta în cultura respectivă. În sfârșit, mi-am notat eu multe obiceiuri din anumite țări, să vi le spun, de pildă numărul de flori căruia îl duci unei persoane la o familie când te duci în gazdă. În zona asta, în special în Canada, când duci un buchet de flori, trebuie să fie cu soț sau fără soț? Trebuie să fie cu soț. În România, trebuie să fie cu soț sau fără soț? Fără soț. E, vine bietul român,
care știe că fără soț se duce doar la mort. Doar la mormântare te duci cu flori cu număr cu soț în România. Și venind aici, duci fără soț, că așa e frumos. Și te duci la o persoană și îi duci un buchet de flori cu număr fără soț. Ei, e un afront pentru o persoană din zona aceasta să primească un buchet de flori cu număr fără soț. Iată dar cât de diverse sunt obiceiurile oamenilor și oamenii te judecă nu în funcție de obiceiurile tale, ci în funcție de obiceiurile lor. Oamenii te judecă în funcție de obiceiurile lor. De aceea, când s-a format biserica în diaspora, a fost un lucru complicat. Pentru că fiecare om a așteptat ca biserica să funcționeze în partea muzicală, în partea de predică, în partea de conducere, în partea de alegeri, în partea de adunare generală, în toate aspectele, fiecare după obiceiul lui. Cel din vest a crezut că toată lumea e ca el. Cel din nord a crezut că toată lumea e ca el. Cel din sud la fel. Și dintr-o dată a fost complicat. Și probabil că mai este. Vreau să afirm că obiceiurile sunt lucruri cu care nu ne naștem, dar lucruri pe care noi ni le formăm prin predispoziții temperamentale și prin factorii de mediu, de educație care ne afectează. Și am să spun câteva lucruri în legătură cu asta. Obiceiurile care sunt formate în copilărie sunt mai puternice decât obiceiurile care sunt formate când ești adult. Cuvântul Domnului spune următorul lucru la 2 Împărați 17:40. Ei n-au ascultat și au urmat obiceiurile lor de la început. Tot timpul obiceiurile de la început sunt mai tari decât obiceiurile de mai târziu. De aceea, ascultați-mă bine, frați și surori, dacă vreți să aveți copii de treabă când se fac mari, învățați-i când sunt mici. Dacă nu învățați când sunt mici, uitați-vă la fratele Luigi. O să veniți să-mi spuneți că nu vă mai ascultă. Învățați-i când sunt mici, cât de mici, că obiceiurile acelea primează în viață. Nu-i lăsați de capul lor. Învățați-i ordonați, organizați, disciplinați, fiți aspri cu ei, ca să se învețe cu disciplina, cu viața, când se fac mari. Viața e aspră. Nu-l creșteți în catifea, că atunci când se face mare nu există catifea. 2. Repetarea unei fapte conduce la formarea unui obicei. Să-ți faci un semn pe mână și ca un semn de aducere aminte pe frunte între ochi pentru ca legea Domnului să fie întotdeauna în gura ta. Ce a vrut Dumnezeu să spună? Creierul este ca o pădure pe unde n-a intrat nimeni. O faptă înseamnă un om care se duce prin pădurea aceea pentru prima oară. Atenție! O faptă înseamnă un om care se duce prin pădurea aceea unde nu-i niciun drum. Pur și simplu merge așa, prin bușăraie, prin tufiș. Atenție acum! Un obicei înseamnă un șir lung de oameni care se duc pe același loc și dintr-o dată se face o potecă. Mintea noastră, creierul nostru, este plin de fibre nervoase. Un obicei înseamnă un drum făcut pe creier. Și întotdeauna omul merge pe drumul acela. Întotdeauna omul merge pe drumul acela. Dumnezeu a știut că repetarea unui comportament devine obicei și a spus așa: legile mele scrie-le pe o hârtie și prinde-le așa de mână. Și ori de câte ori vezi mâna, să vezi legile. Ori de câte ori vezi mâna, să vezi legile. Ori de câte ori vezi mâna, să vezi legile. Personal am un obicei unde am trusa de bărbierii și toate cele de tăiat barba și ca fiecare, am acolo un bilețel pe care scriu ceea ce vreau să îmi aduc aminte, că în mod normal nu mi-aduc aminte de aceste lucruri. Firea omului nu aduce aminte omului de lucrurile lui Dumnezeu, aduce aminte de alte lucruri. Așa că este nevoie, dacă vrei să-ți schimbi un obicei, să te ajuți tu pe tine. Asta a spus Dumnezeu, pune un bilețel lângă întrerupător, că la întrerupător te duci tot timpul. Pune un bilețel unde ai pieptenele și trusa de bărbierit. Pune un bilețel lângă mașina de cafea, că acolo te duci în fiecare dimineață. Sau lângă aragaz, sau pe ușa frigiderului. Asta a spus Dumnezeu, pune pe tocul ușii. Pune-ți pe frunte, dar între ochi. Dumnezeu a știut că atunci când un om face o faptă, dacă nu o repetă, nu-i obicei, dar dacă o repetă de 30 de ori, devine obicei.
Un obicei se numește repetarea unei fapte într-un timp scurt de 30 de ori. Dacă vrei să-ți faci un obicei, fă același lucru de 30 de ori în câteva zile și te asigur că nu mai scapi restul vieții de ce ai făcut de 30 de ori. În al treilea rând, predispozițiile personale ajută foarte mult. Fiecare dintre noi avem anumite tendințe personale. Unul are tendința înspre ceva anume și lucrul acela există riscul să devină obicei, pentru că e înclinat personal, are o sensibilitate înspre el. Altul are predispoziție, înclinație înspre altceva. De aceea oamenii au diferite obiceiuri, pentru că sistemul de educație și pentru că tendințele din interior, temperamentale, i-au împins tot înspre altceva. 4. Anturajul, de asemenea, este un alt factor. Uitați ce spune Faptele Apostolilor, capitolul 16, versetul 21. Sunt niște oameni aici care vestesc niște obiceiuri pe care noi romanii nu le avem. Și pentru că ei le fac între noi, vom fi tentați să le copiem. Ajutorul senzorial e foarte important, adică ce vezi, ce auzi și așa mai departe. Însă și interesul. Aș vrea să trec un pic mai repede încercând să epuizez subiectul în felul în care Duhul Domnului l-a organizat în inima mea ca să-l rostesc și să spun în al treilea rând despre relația dintre obicei și caracter. Vreau să spun într-o paranteză, obiceiul în viața unui creștin joacă un rol infinit mai mare decât ne imaginăm noi. Obiceiul în viața unui creștin este fundamental. De aceea vreau să pun în fața dumneavoastră aceste informații în speranța frățească și modestă că ajută. Deci, relația dintre obicei și caracter. Temperamentul și caracterul sunt cele două elemente ale personalității umane. Temperamentul se referă la însușirile ereditare ale unui om și, practic, este viteza de reacție a sistemului nervos. Poate fi coleric, sanguinic, melancolic sau flegmatic și cu temperamentul te naște așa și nu se schimbă niciodată, nici la nașterea din nou, nici la botezul cu Duhul Sfânt, nici la ordinarea în slujbă, la nimic. Temperamentul rămâne așa pentru că așa cum te-ai născut mai iute sau mai moale, așa rămâi. După cum cu ochii albaștri sau verzi te-ai născut, așa mor și după ce te pocăiești, ori și dacă nu te pocăiești. Sau blond te-ai născut, blond mori, indiferent că te pocăiești sau nu. Sau înălțimea și așa mai departe sunt elemente specifice care nu țin de caracter, nu se schimbă, ci țin de temperament. E bine, a doua parte a unei personalități, a unui om, a ceea ce există psihicul uman, pe lângă temperament care e născut și neschimbător, și care sunt însușirile ereditare genetice cu care un om se naște, zestrea nativă, este caracterul care se referă la suprastructura morală a unui om. Asta este suma obiceiurilor, acesta este caracterul și acesta se schimbă. Un om poate să se apuce de țigări și să se lase de țigări. Un om poate să se apuce de prostii și să se lase de prostii. Omul nu s-a născut în discotecă și nici în afara discoteții, s-a născut la maternitate. Ei, el are obiceiul să se ducă la discotecă sau are obiceiul să nu se ducă. Asta nu e ca și cum ar fi blond sau brunet. Ăsta este caracter și caracterul se schimbă în viață. Dacă omul se pocăiește, caracterul se schimbă pentru că omul se apropie de Dumnezeu și se identifică în comportament, în moralitate cu Dumnezeu. Ei bine, ceea ce vreau să spun este faptul că caracterul unei persoane nu este determinat de ceea ce face odată, ci de ceea ce face în fiecare zi. Am vrut să scot în relief acest lucru pentru că este de-a dreptul ieșit din comun de important. Caracterul unui om nu este dat de ce face omul odată în viață, o faptă bună sau rea, ci este dat de ce face în fiecare zi, adică de obiceiuri. Ceea ce face caracterul unui om nu este un accident de bunătate sau un accident de păcat pe care omul are odată în viață. Cum spunea Domnul Iisus, du-te, dar să nu mai faci. Ți s-a întâmplat odată, stop, pocăiește-te. Ci caracterul unui om este dat de obiceiurile pe care omul le face în fiecare zi. Ce definește caracterul nostru sunt obiceiurile noastre, nu accidentele noastre. Pentru că poți să ai un accident de bunătate la un moment dat, dar nu-ți stă în caracter să fii bun. Dar odată în viață nu știu de ce te apucă și ești bun. Sau ești un om de treabă, un om pocăit, dar odată în viață te aud vorbind de rău pe cineva. Eu știu că n-ai obiceiul să faci asta
și nici nu îmi formez despre dumneata părerea că ești așa, deoarece a fost un accident odată în viață. Caracterul unui om nu este dat de ce face odată, ci este dat de ce face de fiecare dată. Nu vă faceți despre un om impresia de ce a făcut odată în viață. Faceți-vă despre un om impresia de ce face în fiecare zi. Aceasta este relația caracterului cu obiceiul. Caracterul unui om e determinat de obiceiurile lui, nu de anumite lucruri sporadice pe care le face o dată de două ori într-o viață de om. Este foarte important să subliniem asta, pentru că acesta este punctul de vedere al lui Dumnezeu. Apoi, în al patrulea rând, vreau să spun câteva cuvinte despre relația dintre obicei și pocăință. Pocăința unei persoane se dovedește prin caracterul persoanei și prin faptele persoanei. Caracterul e manifestarea faptelor. Caracterul unui om și faptele duhovnicești, spirituale, sunt călăuzite de Duhul Sfânt și sunt roada Duhului, de fapt. Și roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, Galateni 5:22. Obiceiul de a ierta, de a iubi, de a fi plin de curtoazie, de ospitalitate, de bun simț, de omenie, de sinceritate, de punctualitate, sunt obiceiuri care pun în evidență un om pocăit. Un om nu e mai pocăit decât obiceiurile care le are. Atenție! Pocăința unui om stă în obiceiurile lui. Care sunt obiceiurile unui om? Nu vă uitați la cineva că a întârziat într-o zi. Să nu credeți că e nepocăit că a întârziat într-o zi. Dar iertați-mă, dacă întârzie în fiecare zi, să-mi fie cu iertare. M-ați auzit? Să-mi fie cu iertare. Eu înțeleg că odată ți se întâmplă să... Și nu vorbesc acum doar de întârziere, de punctualitate. Și aceasta este o trăsătură de caracter, o trăsătură de demnitate a unui om. Vorbesc de orice lucru. Dacă ți se întâmplă o dată în viață, de două ori în viață, de 10 ori în viață, este una. Dar dacă îți faci obiceiul de a face asta, asta înseamnă că e o slăbiciune de caracter la care trebuie lucrat. Pentru că Domnul Iisus Hristos, când a venit pe pământ, a fost un exemplu de desăvârșire și noi suntem chemați la desăvârșire. De asemenea, caracterul și faptele firii sunt călăuzite de fire. Și în aceeași carte, Galateni, în aceeași capitol, versetele de la 19 la 21, și faptele firii sunt acestea. E bine, cum poate spune un om că e pocăit dacă în mod repetat aceste lucruri sunt prezente în viața lui? Nu uitați, obiceiul determină caracterul unui om, nu faptele sporadice. Încă un lucru pe care vreau să-l subliniez. Relația dintre obicei și ipocrizie sau duplicitate. Relația dintre obicei și ipocrizie. Dumnezeu a știut că omul își va forma deprinderi de viață pe care le va manifesta cel puțin o dată pe zi. Obiceiul de a mânca, obiceiul de a dormi, de a munci, de a vorbi și așa mai departe. Ceea ce noi numim obicei este de fapt un complex care are două componente. Tiparul de gândire care este în interior și manifestarea exterioară care se vede. Adevărata pocăință a unui om nu este ce se vede, ci este tiparul de gândire. Ce sunt tiparele de gândire? Tiparele de gândire sunt obiceiuri. Dar nu obiceiurile manifestate, ci obiceiurile din minte. Pentru că, în primul rând, un obicei nu e ceea ce faci cu mâna în afară, ci este ceea ce este imprimat pe creier, ca o ștanță, ca o ștampilă. Toate obiceiurile pe care noi le facem în afară noastră, fizic, ele sunt pe creierul nostru ca niște ștanțe. Și noi, în mod automat, suntem ceea ce ne fac obiceiurile acestea, anumite tipare de gândire. Și uitați ce se întâmplă. Când venim în biserică și ne pocăim, dintr-o dată noi auzim: nu-i bine să furi. Și dintr-o dată, în mintea noastră, se formează un tipar de gândire: nu-i bine să furi. Nu-i bine să minți, nu-i bine să minți. Nu-i bine să... ceea ce nu-i bine să faci și ceea ce trebuie să faci. Și toate aceste tipare de gândire sunt absolute în mintea noastră. Sunt la superlativ, sunt biblice. Dar ne trezim că cu fapta nu putem ține pasul cu teoria. Teoria este ideală, e perfectă, dar practica rămâne în urmă și are slăbiciuni. Și acum
Oamenii se împart în două. Unii care recunosc că au anumite probleme și nu se ascund. Și a doua categorie, care încearcă să ascundă practica rămasă în urmă, încercând să dea impresia că de fapt ei cu practica sunt la nivelul teoriei. Asta e definiția ipocriziei. Toată definiția ipocriziei asta este. Să încerci să pari perfect după cum ești perfect în mintea ta. Noi creștinii suntem perfecți în mintea noastră. Noi știm că toate păcatele sunt păcate și nu vrem să le facem. Dar de la minte la practică apare firea pământească, ispita, păcatul, diavolul, obiceiurile rele, neputința, lipsa de înfrânare, care ne predispune să facem și ceea ce știm că nu-i bine sau nu ne ajută să facem ceea ce știm că trebuie. Unii oameni nu vor să recunoască că au aceste slăbiciuni și ei spun, nu e adevărat, eu sunt un creștin perfect și în practică, după cum sunt în minte. Asta este definiția ipocriziei. Și vreau să mă apropii de încheiere, spunând următoarele lucruri. Obiceiurile au o putere incredibilă, pentru că de fapt ele ne conduc viața. Cele mai multe lucruri pe care noi le facem, le facem în virtutea unui obicei. Dacă în viața noastră există un obicei și nu-i bun, degeaba știm că nu-i bun. Pentru că el se va întâmpla în ciuda faptului că noi ne-am cerut iertarea seară, că l-am făcut ieri, și culmea, astăzi se repetă, și diseară ne cerem iertare din nou. Am renunțat la ideea să termin toată predica în seara aceasta, pentru că este deja și un sfert și nu vreau să ispitesc pe nimeni, așa că o să mă opresc în câteva clipe și dacă Dumnezeu ne va ține cu viață, vom continua acest subiect, pentru că este important să-l înțelegem în toată complexitatea lui, dar aș vrea să închei provocându-vă la rugăciune prin următoarele cuvinte. Frați și surori, trebuie să acceptăm că nu toate obiceiurile noastre sunt duhovnicești. Este adevărat că pe astea nu le arătăm în adunare, dar are vreo importanță pentru Dumnezeu dacă le știu sau nu le știu frații? Dacă unul dintre noi are un obicei păcătos și biserica nu știe de obiceiul lui, cine spune dacă omul ăla intră în cer, biserica sau Dumnezeu? Dacă ar spune biserica, biserica spune du-te în cer, că ea nu-l știe. Dar persoana care spune ca un om să meargă în cer sau să nu meargă este Dumnezeu și Dumnezeu cunoaște toate obiceiurile. Frați și surori, ipocrizia nu e o soluție, pentru că ea poate să fie bună cel mult aici pe pământ. Unde, pentru că nu ne cunoaștem foarte bine și pentru că n-am mâncat încă un sac de sare împreună, cum zice vorba românească, încă nu ne cunoaștem decât la nivelul aparenței și la nivelul aparenței fiecare prezintă partea teoretică a creștinismului, punând în spate partea practică cu slăbiciunile. Ipocrizia potrivit căreia oamenii încearcă să pară mai buni decât sunt, nu-l impresionează pe Dumnezeu, decât este un păcat în plus. În această seară mă uit la dumneata și știu că ești un om ca mine. Și vreau să te invit să te rogi împreună cu mine pentru următorul lucru. Nu există nici măcar un om care să nu aibă cel puțin, era să zic 100, care să nu aibă cel puțin un obicei rău, un obicei păcătos, un obicei dăunător. Nu există. Dacă în această seară recunoști că ai un obicei păcătos, mai mult sau mai puțin păcătos, un obicei pe care nu e vorba de o greșeală pe care ai făcut-o acum un an și nu s-a mai repetat, că acesta este ideal, ci este vorba despre ceva ce se întâmplă în fiecare zi sau în fiecare săptămână, se tot întâmplă, e ceva ce te robește, ceva ce te stăpânește, ceva la care nu te poți opri. Ai promis de multă vreme Domnului că te oprești, ai postit, poate chiar ai mărturisit asta cuiva, te-ai rugat intens. Și obiceiul acesta păcătos încă este împăratul vieții tale. Dacă așa stau lucrurile cu tine, dacă așa stau lucrurile cu dumneata, aș vrea să te întreb, cine te călăuzește? Cine este Domnul vieții? Cât de mare putere a Duhului Sfânt este prezentă acolo,
dacă nu există înfrânarea și puterea de a te opri. Nu vorbesc de vorba, nu vorbesc acum de ceea ce ți-a scăpat acum 2 săptămâni și ți-ai supărat soția, păstorul sau fratele care stă lângă dumneata. Nu, nu, nu. Dacă a fost doar o întâmplare, atunci nu-i problema. Ceea ce e de plâns în viața oamenilor nu sunt întâmplările izolate, ci sunt obiceiurile păcătoase care înseamnă repetarea aceluiași păcat în fiecare zi. Pentru asta, frați și surori, pentru asta noi avem o mare problemă să intrăm în împărăția lui Dumnezeu. Pentru că nimic spurcat și întinat nu va intra acolo. Nu plângeți întâmplările izolate în care ați alunecat deodată într-o greșeală. Nu pe astea plângeți-le. Plângeți păcatele zilnice care se repetă ca și bătaia de la ceas. De acestea, frați și surori, să vă speriați că acesta este un Dumnezeu prezent acolo, care se luptă cu adevăratul Dumnezeu pentru viața ta. Aș vrea în seara aceasta să devenim conștienți cât de periculos este un obicei rău pe care n-am reușit să-l scoatem afară. Și ori de câte ori scoatem unul rău, mai apar încă 2. Scoatem unul, apar 3. Și toată viața este o luptă cu scoaterea obiceiurilor rele afară. Dacă ești un om sincer în această seară, dacă îți iubești sufletul, dacă accepți că ești un om care ai anumite probleme cu care te confrunți, te rog, ia-ți un moment de rugăciune și vorbește cu Domnul și spune următoarele cuvinte: Doamne, am ajuns la vârsta aceasta, m-am lăsat de țigări, m-am lăsat de alcool, m-am lăsat de multe prostii din astea mai mari, dar am anumite obiceiuri, Doamne, de care nu pot să scap. Aproape că am obosit să mai mă lupt cu ele și am făcut cu ele un contract: stați ascunse și vă las în pace. Și vin în adunare, Doamne, și eu știu că obiceiul meu este un obicei care te ofensează. Și ceea ce e cel mai grav este că m-am obișnuit cu el. În această seară te chem pe dumneata care ești în vârstă și te chem pe tine care ești tânăr să ne rugăm împreună și să primim de la Dumnezeu puterea de a lupta împotriva acestui obicei care fac din noi robi ai păcatului în fiecare zi. Frați și surori, vă invit pe toți cei care sunteți aici să ne ridicăm în picioare și cu inimă și sinceritate să ne rugăm Domnului și Duhul Sfânt să fie peste noi și în noi. Amin. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic oferit, prin muzica și predica pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să fiți alături de noi pe site-ul Bisericii Betania la www.betani.cc sau www.bisericabetania.com pentru următoarele servicii divine. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia, viitorul.